Problema inundării străzilor din Chișinău la orice ploaie, mică sau mare, rămâne în fază cronică. Drept dovadă, precipitațiile de luni, care au transformat mai multe ulicioare sau chiar segmente mari în stradă, în băltoacă. Echipa noastră de filmare a mers la câteva dintre astfel de sectoare ale orașului și a întrebat pe oameni cum cred ei că problema poate fi rezolvată în timp util. De fiecare dată când plouă, strada Lvov din sectorul Botanica se transformă într-un lac. Drumul de acces a devenit o provocare pentru oamenii care locuiesc în preajmă. Unii trecători ne-au mărturisit că muncesc în această zonă și că zilnic trec pe strada frecvent inundată. Vedeți și dumneavoastră care e situația. Și de fiecare dată așa când plouă. De fiecare dimineață veniți la muncă, cum vă descurcați? Cum? Foarte greu și e că acum umblau și... Făceau poză că nu am regulamentar, am pus mașina. Unde să ne parcăm? Drumul e dezastru. Ajungeți cu încălțămintea udă la muncă? Desigur. Uitați-vă, tot timpul vin murdară, vin... imposibil. Cum vă descurcați în fiecare dimineață pe acest drum? Ia ca așa, cu mașina numai. Pe jos nu pot. Nu deranjează, dar și drumul e îngust aici, nu chiar... mari posibilități treci cum scade. Dar aici întotdeauna este apă. Nu știu, fibul uscat aici nu prea am văzut. Greu se circulă și în apropierea acestei grădinițe din sectorul Râșcani. Situația este una precară și în apropiere de grădinița numărul 137 din sectorul Râșcani. Părinții care își aduc dimineața copiii sunt nevoiți să meargă sau să-și parcheze mașinile în noroi, pentru că alternative nu prea există. Unii părinți spun cu indignare că sunt nevoiți să parcheze neregulamentar pentru că nu au altă opțiune. Nu este deloc amenajat parcare. Este foarte incomod și suntem nevoiți să urcăm pe apostament. Chiar la direct spus, pe trotuar, ceea ce nu-ți permite reglementar. Toată dimineața îți grăbesc la lucru și ar fi un loc de parcare pentru câteva minute ca să las copilul și să meargă la lucru. Ar trebui de reparat trotuar de făcut, eu știu, ceva trebuie de făcut. Copiii sunt mici și sar în stradă deodată. Un tablou similar l-am observat și în apropierea liceului Traian din sectorul Botanica. Așa arată acum drumul de acces care duce spre liceul Traian. Zilnic, zeci de elevi, profesori și părinți sunt nevoiți să meargă pe aici pentru a ajunge la școală. Ну, я взрослый мужчина, я еще справляюсь, а вот действительно, кто с проблемами движения, кто с маленькими детьми, с колясками, для тех это сложность. Вот обязательно сделают, мы надеемся на это. Я живу в том дворе, да, там тоже дорога не очень хорошая, но тем не менее мы надеемся. Expertul în dezvoltare urbană Roman Guneavui crede că primăria orașului ar trebui să aibă o hartă amănunțită cu străzile afectate și să intervină cu toate forțele disponibile. Expertul vorbește și despre necesitatea reformării asociațiilor de locatari. Primăria este responsabilă în acest proces și noi trebuie să întrebăm dacă sunt careva probleme sau neajunsuri în această direcție. Dar este și altă întrebare în privința la curțile și acces la curțile. Problema acum există că noi n-am făcut până acum reforma în domeniul asociațiilor și condominiilor. Am solicitat o informație de la Direcția Generală Mobilitate Urbană cu privire la numărul de străzi reparate în anul trecut și a celor în proces de reabilitare. Purtătorul de cuvânt al direcției, Veronica Baltag, ne-a comunicat că va reveni mai târziu cu un răspuns. Bugetul provizoriu al primăriei Chișinău pentru anul 2024 prevede alocarea a 394.000 de lei pentru construcția și reparația străzilor din oraș.